cei care participă la activități extracurriculare, în special cele care se duc către orientarea în carieră, sunt de obicei mai bine pregătiți, mai interesați să înțeleagă ce înseamnă viața profesională. Și activitatea de aici mi-a deschis ochii asupra un lucru foarte fain la noi. Faptul că încep și studenții să-și dea seama că nu e de ajuns doar să obții o diplomă sau doar să te duci la școală și să bifezi că ai terminat facultatea, cât să înțelegi că trebuie să te și pregătești în plus ca să poți să fii un angajat de succes. Proiectul de la Iași este al doilea pe care îl facem. Am mai făcut în primăvară un program similar la Cluj, dar ce este foarte sigur este că vrem să extindem. Cel mai probabil la anul o să mergem la Timișoara și la București. Împreună cu cei de la Școala de Valori am făcut o listă de companii care să ne ajute să formăm studenți. Ieri am avut o vizită în Oșan, spre exemplu, unde studenții au avut ocazia să discute cu manageri pe diverse departamente, ceea ce le-a oferit un exemplu de cum se pot organiza lucrurile într-o companie, dincolo de ceea ce se poate observa cu ochiul liber. Vrem să extindem programul acesta în online. O să avem o platformă pe care o vor putea accesa studenții din toate orașele și din toate facultățile și sperăm noi cu mare folos să-și găsească acolo toate informațiile de care au ei nevoie. Pentru că n-am știut ce înseamnă acest proiect, însă pe parcurs am aflat că este vorba despre dezvoltarea noastră personală și de ieșirea din zona de confort în care noi suntem în momentul actual. Cred că m-a ajutat foarte mult. În primul rând, mi-a demontat niște mituri privind corporațiile, dar și ceea ce se întâmplă în interiorul lor. Laboratorul de cariere este o activitate non-formală care pe noi, tinerii studenții, ne ajută să ne descoperim, să vedem ce suntem în momentul respectiv, ce avem în noi și ce putem valorifica să facem pași spre o carieră.